La noi în țară, specialiștii de la Institutul Național de Hidrologie fac constant măsurători. Din fericire, pentru moment, debitul Dunării este în limitele normale, iar prognoza nu indică valori îngrijorătoare. Avem la intrarea în țară un debit de 5400 de metri pe secundă, care se situează sub valoare medie multianuală pentru luna iunie. Estimăm o valoare maximă în jur de 7200-7300 de metri pe secundă ca urmare a propagării acestei viituri din bazinul superior al Dunării în intervalul 13-14 iunie. Iar ca să intrăm în faze de apărare, ar trebui să avem debite peste 10.000 de metri cub pe secundă. Între timp, în weekend, așteptăm primul episod canicular din acest an. Un val de aer tropical se va extinde și va aduce temperaturi de peste 35-37 de grade Celsius. O vreme caniculară, în mod deosebit în partea de sud și de sud-est a teritoriului, acest lucru însemnând temperaturi maxime de peste 35 de grade. Ne așteptăm ca aceste valori să fie atinse sâmbătă după amiază, în mai multe orașe din partea de sud a țării, duminică valori și mai ridicate de atât, spre 36, izolat chiar 37 de grade, iar în prima parte a săptămânii, luni, foarte probabil că vom atinge temperaturi maxime de 38 de grade. Toate aceste fenomene extreme au efecte devastatoare. Cel mai afectat este sectorul agricol. Din cauza secetei, în tot mai multe zone din țară, culturile au de suferit, iar fermierii se văd nevoiți să se adapteze în continuu. Niciun an nu este la fel cu anul care a trecut. Anul trecut am început semănatul pe 1 mai, anul acesta am început semănatul undeva pe 10 aprilie. În ultimii 2 ani de zile am început să creștem suprafețele cultivate cu culturi de toamnă, am scăzut suprafața de porumb, am pus o parte cu cereale și o parte cu floarea soarelui. Cel puțin floarea soarelui la noi în ultimii 3 ani de zile a fost mult mai rezistentă la secetă față de porumb. Mai grav este că în unele zone oamenii au început să primească apă cu porția. Autoritățile dintr-o localitate din Olta au decis să întrerupă furnizarea apei potabile 9 ore pe zi. Sătenii nu au altă soluție decât să-și facă provizii. De băut, de gătit, ăstea de păsări. Strângem 2-3 minute, o oprim. Iar la noi de anul trecut este cu apa așa mai greu. Apa ni se termină din cauza că au început să ude, să pună picătură la vie, la porumbi, lucerna, care nu mi se pare corect toate astea. Și din cauza asta am restricționat un pic. Situația din Olt nu este singulară. Și în județele Prahova și Botoșani, autoritățile au decis la finalul lunii mai să raționalizeze apa. Oltenia este cel mai bun exemplu al efectelor pe care le au schimbările climatice. Până în urmă cu câțiva ani, atunci când vorbeam despre deșertificare, credeam că România nu se află într-o zonă de risc. Totuși, în realitate, lucrurile nu stau deloc așa. Există statistică oficială comunicată de ANM, potrivit cărora nisipurile avansează cu până la 1000 de hectare pe an. Nu e o estimare, este o măsurătoare concretă care ar trebui să ridice multe semne de întrebare și de alarmă, mai bine spus. Specialiștii avertizează că dacă nu luăm măsuri, deșertificarea se va extinde, iar în următorii 80-100 de ani, toate câmpurile din sudul țării vor fi acoperite doar cu nisip.